Luca 24, de la versetul 13. În aceeași zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Rusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit i a zis, tu e singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus, le-a zis, o nepricepuților, și zăbav nici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci le s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim, și i-au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, am înviat Domnul cu adevărat. Și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Aș vrea să subliniez chemarea la post și rugăciune pe care a făcut-o fratele Doru. Împărtășind cu biserica faptul că de mai bine de un an și ceva, este o luptă spirituală, deosebit de puternică pentru legile educației. Au fost legi elaborate în cel mai mare secret și cea mai mare taină. Nici membrii Parlamentului din Comisiile de Educație nu știau ce conțin proiectele legilor până când au apărut public. Am aflat din diverse surse ce conțin, și am continuat mai bine de un an de zile să mă duc la București și să stau de vorbă cu cei care aveau un cuvânt de spus. S-a schimbat între timp Ministrul Educației, a venit un nou ministru, doamna Ligia Deca, și s-a continuat în același stil secretos. La ora actuală, proiectele sunt în Parlament, la Comisia de Învățământ din Camera Deputaților și când membrii Comisiei de Învățământ, reprezentanții diverselor partide au văzut ce conțin și când reprezentanții cultelor religioase au văzut ce conțin legile, cultele religioase au semnat o scrisoare comună și au cerut. Să fie scoase anumite lucruri din proiectul legii și introduse altele. Ministerul Educației nu agrează cu ceea ce cer cultele. Sunt deputați, membrii Comisiei, care vor să apere ceea ce spun și cer cultele religioase și tensiunea este destul de mare. Sunt momente în care se suspendă activitatea Comisiei. Ca să ceară sprijin fiecare din partea celor care îi sprijină. În spatele a ceea ce se dorește să fie introdus în legile educației, în direcția îndepărtării școlilor de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, de moralitatea biblică, sunt enorm de multe forțe din țară și din străinătate. Nenumărate ONG-uri finanțate de ambasadele țărilor străine occidentale, finanțate de mari bogătași ai lumii, susținute de Bruxelles și de alte organizații internaționale, de partea cealaltă sunt cei care au frică de Dumnezeu. N-avem miliardele marilor bogătași a lumii? N-avem puterile de la Bruxelles sau de la Washington sau din alte părți? Dar avem un Hristos care este viu în vecii vecilor. De aceea suntem chemați să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ. Așa cum merg lucrurile, se pare că decizia finală, dacă legile vor înclina într-o direcție sau alta, urmează să fie luate în curând de șefii coaliției de guvernare, adică actualul prim-ministru, domnul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD-ului, domnul Marcel Ciolacu și președintele UDMR și vicepriministru Kelemen Hunor. Acești trei oameni urmează să se întâlnească și să decidă ei. Asupra lor se exercită presiuni imense. Din partea ONG-urilor care vor să depărteze școala de Dumnezeu, sunt mii și mii de scrisori, de e mail de mesaje, de interpelări care sunt din partea structurilor internaționale sunt presiuni mari și trei oameni vor trebui să iau o decizie. Oare vom sta nepăsători în vremea aceasta? Sau vei spune, Doamne, cum ai schimbat mintea lui Cir Persanul? Schimbă mintea acestor oameni și dăle le demnitatea să apere ceea ce este sfânt și drept în țara noastră. De ce vă chemăm la post și rugăciune? Și dacă ne întoarcem la rânduiala noastră dinainte de evangelizare, dacă în fiecare zi, la ora 12 ziua și la 9 seara, te oprești din alergarea ta și în alți rugăciune spre cer și spui, Doamne, în bătălia aceasta, toată nădejdea noastră este în tine. Vino în ajutorul nostru, Doamne. Păstrează-ne copiii cu frică de Dumnezeu în învățătură sănătoasă. Păstrează-ne școlile păstrează țara aceasta departe de nelegiuire și dă binecuvântarea ta peste țara noastră. Amin. În fiecare zi, la 12 și la 9 seara, 12 ziua, 9 seara, haideți să ne întâlnim la tronul de îndurare a lui Dumnezeu, oriunde suntem. Poate că o să uiți uneori, pune și telefonul să suni. Fă să dea un semnal și să-ți aduc aminte, e vremea să te întâlnești cu frații tăi, cu sororile tale la tronul de har a lui Dumnezeu. Este Duminica Tomii. Unii cred că este Duminica lui Sfântul Gheorghe. Acum, dacă ești Gheorghe sau Gherghina sau Georgeta și este zi onomastică să vă binecuvinteze Domnul. Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Realitatea Învierii și Vindecarea Depresiei. Realitatea învierii și vindecarea depresiei. O să vă întrebați ce legătură are învierea cu depresia. Mai întâi, depresia este una dintre cele mai răspândite și periculoase boli ale sufletului, ale psihicului uman din vremea noastră. Peste 121 de milioane de oameni sunt diagnosticați cu depresie clinică severă. În multe părți ale lumii este pe locul 2 ca și rată a morbidității. Cea mai răspândită boală fiind cea cardiovasculară. Pe locul 2 este depresia. Este o boală a Sufletului, care afectează deopotrivă mintea și sentimentele. Și voința. Se caracterizează prin pierderea speranței. Omul care este prins de depresie și-a pierdut speranța. Nu mai vede nimic bun, nimic pozitiv, nimic frumos în viitor. Totul este negru. Totul este amenințat de rău, de necaz, și în fața acestei pierderi a speranței, bolnavul depresiv, omul depresiv, are un sentiment de nepotință. E atâta rău. Sunt atâtea necazuri, atâta suferință, atâta nedreptate, atâta stricăciuni. Și nu pot face nimic. N-am niciun fel de resurse ca să schimb lucrurile. De aceea este prins de o stare de tristețe apăsătoare. O tristețe care persistă ziua și noaptea. Nu poate scăpa de ea. Este predispus să plângă în fața acestor apăsări ale Sufletului. Își pierde interesul și motivația pentru propria persoană. Nu se mai îngrijește. Nu mai are poftă de mâncare. Nu mai are preocupare și energie pentru familie. E un fel de abandon neputincios. Nu mai are energie pentru locul de muncă și nu mai are putere și nu mai are motivație. Este într-o neliniște lăuntrică, o frământare puternică în fața acestei perspective a nenorocirilor. Fără speranță. Are tendința de a se izola. Tot mai retras. Tot mai tăcut. Tot mai singur. Vorbește tot mai puțin și vorba este tot mai stinsă. N-are energie. Nu se poate odihni, nu doarme cum trebuie. Somnul este superficial și neodihnitor. Și încet, încet, pe măsură ce omul se scufundă în această deznădejde, începe un gând chinuitor. Nu mai are rău să trăiesc. Și singura soluție care începe să se contureze în minte este să-și pună capăt zilelor. Să se sinucidă. Cel care suferă de depresie nu se laudă că vrea să se sinucidă. Totul este lucrat într-un secret, într-un fel de taină a lui sau a ei. Și cei din familie doar se trezesc că s-a întâmplat nenorocirea. Acum, trebuie să facem o distinție între dorința de sinucidere a depresivului și încercarea de sinucidere a istericului. Isteria este o altă boală. Isteria este boala în care cel suferind de isterie vrea să atragă atenția. Dorința este cu orice fel de metode să atragă atenția asupra propriei persoane. Cu altă ocazie o să vă spun mai mult despre modul în care istericul încearcă să atragă atenția. Dar una dintre metode este tendința sau încercarea de a se sinucide. Dar istericul nu vrea să moară, el doar vrea să șocheze -și, și să atragă atenția. De aceea, istericul se tot laudă că vrea să se sinucidă, că o să-și pună capă zilelor, și ia un punct de pastile, dar suficient de multe să-i facă rău, dar suficient de puține să nu moară. Dacă vrea să își taie venele, le tai așa numai să curgă un pic de sânge ca să șocheze. Dacă se spânzură, istericul se spânzură cu o ață slabă care se rupe. De aceea spun specialiștii, istericii care vor să se sinucidă mor numai de proști. Că n-au calculat bine metoda de a trage atenția și chiar le-au reușit, dar n-au vrut să moară. Depresivul însă lucrează cu o imposibil de oprit. Dar această tristețe, această dispoziție spre o supărare continuă, spre o apăsare, Poate să îmbrace și forme mai ușoare, nu doar înspre direcția aceea. Ciudățenia, însă, este că în textul din Luca 24 găsim doi dintre ucenicii Domnului Isus despre care ne spune Biblia, și ei s-au oprit uitându-se. Cum s-a uitat? Tristi, deprimați. Ucenici ai Domnului deprimați. E interesant, așa -i? Pentru că credința creștină este credința bucuriei. Nicio altă religie din lume nu are motive de bucurie și modalități de exprimare a bucuriei așa cum are credința creștină. Domnul Isus a spus: Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cu țărăita. Să o aibă din belșug. Ba mai mult a spus Domnul Isus, pe cel ce vine la mine și bea din apa vieții, va trăi, omul acela va trăi o experiență extraordinară și din inima lui vor țâșni râuri de apă vie. Este extraordinar. Biblia spune, bucurați-vă neîncetat și iară zic, bucurați-vă. Apostolul Petru spune: bucuria aceasta nu este dată doar de ocazii plăcute din exterior, ci chiar în mijlocul necazurilor, spune Apostolul Petru, voi vă bucurați cu o bucurie negrăită, adică nu se poate exprima în cuvinte. Credința creștină este un izvor veșnic de bucurie. De aceea, adunarea copiilor lui Dumnezeu nu este adunarea la mormântare și priveghi. Este adunarea la înviere. Noi ne adunăm în jurul lui Hristos care este viu în vecii vecilor. Amin. Așa că înainte de a ne uita la cauzele depresiei, așa cum le găsim în Matei, în Luca 24, am o întrebare. În Duminica Tomii. Ești bucuros sau trist? Ești ca la privec și mormântare? Sau ca la sărbătoarea învierii? Haideți să facem un mic experiment. Vă rog să vă întoarceți, uitați-vă la cel din stânga și dreapta și vedeți dacă e față de mormântare sau față de înviere. Vă rog să vă uitați. Care i concluzia? Care e concluzia experienței pe care ai avut-o cu cel din stânga și dreapta? Te-ai bucurat să stai lângă cineva care se uită la tine și este posac, trist, fără vlagă, fără chef? Te uiți și parcă este veșnic la mormântare. Dar oare care sunt cauzele? Doi dintre ucenicii Domnului în ziua învierii. Ziua când trebuiau să trăiască maximum de bucurie. Se duc înspre Emaus și când Domnul se întâlnește cu ei, ne ajută să ne uităm la câteva aspecte care sublinează cauzele. Luca 24 cu 21. Noi trăgeam. Ce trăgeam? Nădejde. Ce nădejde aveau ei? Ce nădejde trăgeau ei? Prima cauză este o interpretare greșită a ceea ce se întâmplă în jurul lor. Este o interpretare greșită a realității. Aveau așteptări greșite, bazate pe o gândire greșită. Preocuparea lor, după zeci de ani de subjugare romană, țara lor este sub călcâiul roman. Și preocuparea lor, numărul unu, era eliberarea politică. Preocuparea lor numărul unu era schimbarea împrejurărilor politice și economice. Așteptările lor din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Isus era să rezolve problemele din afară. Să schimbe împrejurările. Împrejurări neplăcute și nedorite. Și și-au spus speranța că el va veni să rezolve lucrurile acestea. Și s-au alipit de el. Și pe măsură ce au văzut, și spun ei, un proroc puternic în vorbe și în fapte, li s-a părut că tot ce văd ei alimentează interpretarea lor că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră să schimbe regimul politic și să elibereze țara din punct de vedere militar. Și pe măsură ce se apropiau de Ierusalim, întrebările lor și așteptările lor erau tot mai țintite înspre aceste lucruri. De aceea, o mică grijulie s-a dus la Domnul Isus și a spus, Doamne, acum că te apropii de Ierusalim, am o cerere. Care-i cerere? Cei doi băieți ai mei, cum îi chema? Ioan și Iacov fiul lui Zebedei. Am o rugăminte. Când vei forma cabinetul, vreau ca cei doi fii ai mei să fie vicepriminiștri. Unul la dreapta și altul la stânga. Toată gândirea era pe pământ. Noi așteptam ca el să-i libereze pe Israel. Ba mai mult, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 3, ne sublinează cuvântul lui Dumnezeu Că și după înviere, când Domnul Iisus li s-a arătat, ne spune, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Deci, versetul 6, apostolii pe când erau sânge la o altă, l-au întrebat. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția? Lui Israel. Și după ce Domnul Iisus li s-a arătat viu, preocuparea lor este tot pentru lucrurile exterioare. Aștepți de la Dumnezeu să schimbe împrejurările și ești dezamăgit că nu le-a schimbat. Ți-ai făcut planurile tale. Dacă mă căsătoresc cu cutare, voi avea viața nemaipomenit de fericită. Și ai crezut că fericirea ta depinde de mariaj. Și te-ai căsătorit și ai dat de un soț care este imperfect. Și de o soție care este imperfectă. Și pe măsură ce trec zilele, stai cu cineva care e nedesăvârșit și te deprind tot mai mult nedesăvârșirea celuilalt, nu nedesăvârșirea ta, așa -i? Așa că toți suntem îngăduitori cu noi înșine. Așa că fiecare suntem deranjați mai tare de imperfecțiunea celuilalt. Ți-ai dorit un loc de muncă. Ți-ai dorit mai știu eu ceva. Și după ce le-ai obținut, lucrurile acelea nu te-au împlinit așa cum ai crezut și ți-ai dorit. Ne-am întors la Dumnezeu și așteptăm de la Dumnezeu să schimbe lucrurile de din afară. De aceea spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, dacă numai pentru lumea aceasta ne-am pus nădejdea, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. O interpretare greșită. Al doilea lucru. Deci prima condiție sau prima cauza depresiei este să ai așteptări nelegitime, așteptări greșite. Și să-ți construiești gândurile tale și planurile tale pe un fundament greșit. Noi trăgeam nădejde și ne-a dezamăgit. A doua cauză pe care o menționează domnul: bancă încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, s-au dus de, de, de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că ele se viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit, așa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut. Umblă prin vedere, nu prin credință. Când femeile vin de la mormânt, se întâlnesc cu îngerii care le spun Noi aici am înviat așa cum vă spusese pe când era încă în Galileea. Aveau cuvântul lui Hristos, dar nu umblau prin credință, ci umblau prin vedere. Dacă nu l-au văzut, totul este pierdut. Este aceeași mentalitatea lui Toma. Când ucenicii spun că l-au văzut ei pe Domnul, Toma spune, pe mine nu mă interesează ce ați văzut voi, eu cred numai în ce văd eu. De aceea spune Toma: Dacă nu pun eu degetul și dacă nu pun mâna, nu voi crede. Este această umblare prin vedere. Acum, când lucrăm prin vedere, vedem doar lucrurile lumii acesteia. Ochii noștri fizici nu văd lucrurile nevăzute. Lucrurile nevăzute se văd cu ochii Credinței. Ucenicii umblă prin vedere și află că mormântul e gol, că hainele sunt acolo, fâșile de pânză sunt acolo, află ce au auzit femeile, află că au venit îngerii, le află pe toate, dar dacă n-au văzut, n-are nicio noimă. Ești dominat doar de lucrurile lumii acesteia. Nu văd în spatele cortinei Lucrarea lui Dumnezeu și ce are Dumnezeu de realizat. Când în spatele lucrurilor prin care trecem noi, împrejurărilor, Dumnezeu are un plan veșnic. Dumnezeu este la, la cârma Universului. Dumnezeu este olarul și eu sunt lutul. Și Dumnezeu folosește uneltele alese de El ca să mă șlefuiască și să mă formeze pentru slava Lui și pentru veșnicie. Dar lucrurile acelea se văd cu ochii credinței. Și ochii credinței se văd în baza Scripturii, a Cuvântului Lui Dumnezeu. Dar ei sunt oameni care sunt dominați de ceea ce văd. Trăim într-o vreme în care civilizația globală a omenirii este dominată de vizual. De când sunt copiii noștri în stare să stea înșezut ce le pun părinții în mână? Ce ziceți? Să vadă ceva. Și dacă ai pus ceva să vadă, dintr-o dată copilul se liniștește, nu te mai deranjează. I-ai dat pixeli, i-ai dat imaginile și copilul crește cu această mentalitate, dependență de imagine. Numai că Domnul Iisus a construit biserica lui zidește biserica lui pe cuvânt Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele La început a fost cuvântul Cerul și pământul vor trece dar cuvântul lui rămâne în veac Când credința, când așteptările mele, când speranțele mele sunt legate de ceea ce văd. Am pornit pe drumul dezamăgirii, a depresiei. Pentru că o cântare a noastră surprinde acest adevăr și spune: În lumea aceasta, toate trecătoare se duc într-una, toate vor pieri. Trăim într-o lume trecătoare. Noi ne suntem trecători. Dacă îți bizui fericirea ta, dacă îți bizui sănătatea minții tale pe ceea ce vezi, într-o zi te vei uita în oglindă și vei vedea ce nu-ți place. așa -i? Le mai spun uneori, ca să le descrițez fruntea, când ajung la evangelizări în zone unde n-am mai fost de vreo 20-30 de ani și câte un frate sau soră care sunt deosebit de amabili, spun, frate Paul, nu v-ați schimbat deloc. Și eu zic, dați-mi voie să vă traduc ce a spus. Nici nu arați așa de rău cum ne așteptam. Deci când cineva spune că nu te-ai schimbat deloc, îți spune că nu arați așa de rău cum te se așteptau ei să te vadă. De ce? Uită-te la poza ta de acum 20 de ani și la cea de astăzi. Și vei putea să cânți că în lumea aceasta toate sunt trecătoare. De aceea, unii care depind de ceea ce văd în oglindă, intră într-un fel de freamăt să schimbe ce în oglindă. Și intră într-un fel de agitație și încearcă tot felul de lucruri. Și pe măsură ce imaginea din oglindă este tot mai nefericită, te scufunzi în depresie. De aceea, la foarte mulți, când ajung la o anumită vârstă, depresia începe să devină o problemă majoră. Ucenicii, depindeau de ceea ce văd. În al treilea rând, Domnul îi spune, depresia lor este alimentată de faptul că au luat din Scriptură numai ce le place. O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți ce să creadă. Tot. Tot ce zice Scriptura tot ce zice Scriptura, nu doar ce îți place ție din Scriptură. Când este vorba de Scripturile care au vorbit despre Mesia, în Vechiul Testament sunt două seturi de profeții. Un set de profeții care anunță un Mesia glorios, triumfător, care va merge din putere în putere. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnie a lui David, o va întări și o va sprijini prin judecată neprihănire de acum și în veci de veci. Ce profeție nemaipomenită! În același timp, în Biblie sunt alte profeții care vorbesc despre suferința lui Mesia. El a crescut înaintea lui ca o drazvă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, disprețuit și părăsit de oameni. o al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Două seturi de profeții, un Mesia glorios, triumfător, o împărăție glorioasă, strălucită. Celălalt set, un Mesia disprețuit, părăsit, badrocorit, chinuit, pedepsit de Dumnezeu și lovit. Care parte din Scriptură au ales ucenicii? Pe care au ales-o? Pe cea glorioasă, așa Nici cum n-au putut lua din Scriptură partea suferinței. Ca să ne atragă noua atenție astăzi, că ne paște același pericol. Luăm din toate promisiunile lui Dumnezeu doar ceea ce ne place și promisiunile care ne spun că Dumnezeu ne va binecuvânta, Dumnezeu ne va păzi la venire și la plecare, că Dumnezeu ne va purta în carul lui de biruință și sunt profeții și porunci și sunt promisiuni adevărate. Amin? Numai că atunci când Apostolul Pavel predică Evanghelia, le spune că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și când evanghelistul Matei surprinde răspunsul Domnului la întrebarea ucenicilor, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Noi ce vom primi? Și Domnul spune adevărat, vă spun că cine lăsa pentru mine hol de case și așa mai departe, va primi? Ce va primi? Însutit? din toate acestea împreună cu împreună cu cu necazuri și prigoniri. Acum, din pachetul acela la care Dumnezeu a pus și necazuri și încercări și prigoniri, ce am vrea să scoatem noi din pachet? Ce am vrea să scoatem? Prigonirile și necazurile, șai? Pentru că din toată Scriptura am luat doar ce ne place. N-am luat și lucrurile care sunt acolo și au de a face cu suferință. Numai că Domnul Isus le spune, o nepricepuților și zăbavnici cu inima. Dacă nu înțelegeți tot planul lui Dumnezeu, dacă nu înțelegeți că Dumnezeu are un plan de săvârșit în care și gloria și suferința își au locul lor, dar au succesiunea lor. Succesiunea aceasta o spune, oare nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Când urmează slava? Înainte de suferință sau după suferință? Când? După. Este cea mai teologică biserică pe care am găsit-o în viața mea. De ce e cântarea pe care o avem? Noi spune, drumul slavei trece și pe la cruce. Numai că noi, ca nici ne-am dorit drumul slavei fără cruce, așa -i? O, nepricepuților, și să nici cu inima. Ați vrea drumul slavei fără cruce. Ai vrea să ai un drum fără încercări. Și Apostolul Petru spune, încercarea credinței voastre care este mai de preț decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc. Încercarea credinței voastre trecută prin focul suferinței să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Amin. Când nu înțelegem că în planul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea noastră, mântuirea noastră, pentru pregătirea pentru veșnicie, suferințele își au locul lor și rostul lor. Vom intra în depresie, în deznădejde. Apoi, când ucenicii își exprimă Rațiunea dezamăgirilor lor, mai spun ceva interesant. Cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. A treia zi. Ce trebuia să se întâmple a treia zi? Ce le-a spus Domnul Iisus când a zis, după cum Iona a stat în pântecele chitului, trei zile și nopți, tot așa, și fiul omului va sta în sânul pământului trei zile și trei nopți. Când Domnul Iisus le-a spus, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi zidi la loc. Vorbea despre templul trupului său. Vă aduceți aminte de predica fratelui Doru, a insistat acolo. Domnul Iisus le-a vorbit despre ce se va întâmpla a treia zi. Și acum este a treia zi. Și ucenicii nu înțeleg calendarul lui Dumnezeu. Pentru ucenici, dacă au trecut trei zile de când s-au întâmplat toate acestea, înseamnă că nu mai este nicio speranță. Pentru Dumnezeu, dacă este a treia zi, este ziua împlinirii făgăduinței invierii. Ucenicii nu înțeleg calendarul lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care vor să-i pună lui Dumnezeu limite în calendar și spun, Doamne, dacă până la data cu tare nu răspuns la ceea ce cer eu, am terminat. Am auzit despre cineva care i-a dat lui Dumnezeu trei ani de zile după ce se pocăiește ca să-i dea soț. Și dacă în trei ani de zile nu-mi dai soț, nu mai vreau să am nimic de a face cu tine. Și în trei ani de zile n-a găsit soț. Și a plecat pe drumul lumii. Am întâlnit oameni care au spus, Doamne, dacă în atâta timp nu-mi dai ce cer eu, atunci am abandonat totul. Frați și surori, Dumnezeu conduce istoria Universului, istoria lumii și istoria fiecare dintre noi după calendarul cerului. A hotărât Dumnezeu că a treia zi va învia Hristos din morți, a treia zi am învia Hristos din morți și ei nu înțeleg calendarul lui Dumnezeu. Și pentru că nu înțeleg, pentru că au așteptări nelegitime. Pentru că sunt oameni care umblă prin vedere, nu prin credință. Pentru că sunt oameni care aleg doar ce le place din Scriptură. Pentru că nu înțeleg planul lui Dumnezeu și calendarul lui Dumnezeu. Totul s-a năruit. Și acum, dacă totul s-a năruit, ce rost mai are să stăm la Ierusalim? Ce rost mai are să stăm lângă ceilalți? Ce rost mai are să mai pierdem vremea pe aici? Așa că o tără să plece. Și se duc dezamăgiți, triști, deprimați, descurajați, apăsați, se duc înspre Maus, un sat, la vreo 10-12 km de Ierusalim. E după masa spre seară. Se duc și acum vă rog să vă uitați cum se comportă oamenii care sunt deprimați. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o, la o depărtare de 60 de stadii din Ierusalim și vorbeau între ei despre ce vorbeau. Despre ce vorbeau? Despre tot ce i-a dezamăgit. Dezamăgirea era subiectul discuțiilor lor, a vorbelor lor. Pleacă de la Eusalim, de la locul unde au fost dezamăgiți, dar duc dezamăgirea cu ei în suflet. Și pe drum vorbesc între ei numai despre lucrurile care i-au dezamăgit. Că atunci când omul intră în această direcție a depresiei, a nemulțumirii, a descurajării, începe să devină obsedat de lucrurile acestea. Și vorbesc între ei, unul cu celălalt. Despre toate lucrurile acestea. Acum, dacă au vorbit între ei, au rezolvat ceva? Au rezolvat ceva? Dar atunci de ce vorbesc dacă nu au rezolvat nimic? Uneori, vin oameni să îmi spună necazurile lor sau să îmi spună problemele pe care le au și întreb, Ați venit la mine pentru că vreți să rezolvați problema sau ați venit doar pentru că vreți să vă plângeți cuiva? Sunt oameni care doar vor să se plângă și atât. Și abia așteaptă să găsească pe cineva să plângă și ia acela subiect mereu și mereu și tot acela subiect ca o bandă stricată. Și caută pe cineva și mereu, mereu și caută parteneri ca să tot vorbească despre lucrurile care îi dezamăgesc despre lucrurile care i-au supărat. Cu astea se culcă, cu astea se scoală și cu astea își trăiesc toată ziua. Domnul Iisus se uită la ei, le cunoaște starea, le cunoaște depresia și Domnul Iisus Hristos este marele medic. Avem noi o cântare care spune, medicul cel bun se apropie. Preotul mare e Iisus. Știți, în cântările, în bisericii avem atâta doctrină, avem atâta învățătură sănătoasă. E vremea să ne întoarcem la ele și să le cântăm. Domnul Iisus se apropie de ei și începe tratamentul. Terapia. Care este primul lucru pe care îl face medicul mare Iisus? Se apropie de ei, merge împreună cu ei și apoi le spune ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Domnul Iisus pune întrebarea aceasta pentru că nu știa. Era străin Domnul de ce s-a întâmplat. Dar de ce le pune întrebarea? De ce le pune întrebarea dacă știa tot? Dacă ei numai despre asta vorbeau? Pentru următorul motiv. Domnul vrea să-i învețe să-și prezinte poverile lor celui care le poate purta. Celui care le poate lua, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. E important ceea ce face Domnul Isus să-i învețe, să-și aducă necazurilor, dezamăgirilor, povara lor, să-i o spună Domnului. Da, poți spune, spune cuiva. Poate că pe momente simți un pic mai bine că ai spus cuiva. Dar numai când le-ai spus Domnului, le ai dat celui care le poate purta și le poate lua de pe sufletul tău. Și Domnul Iisus vrea să-i încurajeze să-i spună lui, să-și descarce inima înaintea lui. Vă duceți aminte de exemplul anei din Vechiul Testament? Este atât de necăjită, este atât de apăsată, atâtea necazuri, atâta umilință ce suferă femeia aceasta și într-o zi se duce la cortul întâlnirii și își varsă inima Înaintea cui? Înaintea Domnului. Știți ce spune textul după ce s-a rugat? Fața ei n-a mai fost aceeași. După ce i le-a dat Domnului, după ce și-a despovărat sufletul înaintea celui care a spus aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Când Ana și-a descărcat sufletul înaintea Domnului, i s-a eliberat sufletul. După ce Ioan Botezătorul a fost asasinat, a fost decapitat de Irod, ne spun Evanghelistul Matei că ucenicii lui Ioan s-au dus la Isus și i-au spus Domnul Isus ce s-a întâmplat. E o cântare noastră care spune ce nu poți spune nimănui să-i spun lui Isus. Intră în cămăruța ta. spune lui tot ce apasă. Descarcă-ți inima înaintea lui. Nu că el nu le-a ști. Dar când îți descarci inima înaintea lui, atunci el ia povara de pe inima ta. Te eliberează de povară. Când vii înaintea Domnului și îi spui necazul tău, îi spui dezamăgirile tale, el nu-și bate joc de tine. Dumnezeu știe că sufletul tău nu poate trăi mai departe cu povara aceea. Vom continua data viitoare cu tratamentul și cu recuperarea. Ne apropiem de ora încheierii. Așa e ce repede a trecut ziua de astăzi. De ce vă invităm și după masă de la ora 5. Acum, cât ești de împovărat? Care sunt lucrurile care te apasă? Te uiți la lucrurile acelea cu ochii lumii acesteia sau cu ochii lui Dumnezeu? Te uiți la lucrurile care te apasă doar luând o parte din Scriptură sau toată Scriptura? Te uiți la lucrurile acelea ca și când lui Dumnezeu nu i-ar păsa și te-a uitat? Sau ca unul care știi că ochiul sfânt a Tatălui din cer, dacă vechează ce se întâmplă cu o vrabie, cu o pasăre. Cu cât sunteți voi mai de preț, ne spune Domnul Isus. Să uită la povara ta, la dezamăgirile tale. Dacă le-ai purtat de ani de zile și le-ai spus doar altora, sau te-ai închis în tine și nu le-ai spus nimănui, vină cu ele astăzi la Domnul. Vină și spune-i care sunt lucrurile care te apasă care te dor. Care sunt lucrurile pe care îi le ceri? Ai lucruri care te apasă. Ai dureri pe care le porți în suflet. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Unii purtăm durerea unora din preajma noastră care sunt încă ne întorși la Domnul. Ne rugăm de ani de zile și încă Domnul nu ne-a răspuns. Ne rugăm să ne întărească credința. Și când ne spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, ci dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Îi spunem, Doamne, împlinește făgăduința aceasta. Ne rugăm să fie anul acesta, anul în îndurării. Unii poartă dorința după rezolvarea tensiunilor și a neînțelegerilor în casă. E greu. Îți vine să pleci de acolo. Ți se pare că nu mai ai putere spune Domnului, Doamne, îți mărturisesc tot ce se întâmplă în casa mea. Întărește-mă, Doamne, și ajută-mă să cred în cuvântul Tău. Ajută-mă să nu obosesc în rugăciune. Ajută-mă să nu abandonez. Ajută-mă, Doamne, să mijlocesc înaintea Ta ca să aduci vindecare în casa noastră. Unii poartă povara unor suferințe în trup. Te apasă. spune Domnului, Domnul, după voia ta, dăm sănătate. Iar dacă îmi vei spune că Apostolului Pavel că harul meu ți este de ajuns, întărește-mă în har ca să pot duce suferința până la capăt. Unii purtăm povara la locul de muncă a unor situații grele și apăsătoare. Spune-i Domnului. Ca și creștini, purtăm povara acestor lupte care se dau ca să îndepărteze poporul, să îndepărteze școlile, să îndepărteze oamenii de Dumnezeu. Povara acestor legi care au în spatele lor atâta influența celui rău. Și îi spunem, Doamne, îți aducem ție toată povara noastră. Toate dezamăgirile noastre cu oamenii politici din țara aceasta și din lume. Îți aducem înaintea ta toate făgăduințele care s-au făcut și au fost călcate. Doamne, te rugăm, răspunde poporului tău. Purtăm povara unei împietriri spirituale a oamenilor din România. Tot mai puțini caută fața Domnului și tot mai mulți caută păcatul. Purtăm povara să-i vedem pe oameni care aleargă spre potop de desfrâu și tot mai puțini aleargă la cruce. Și îi spunem, Doamne, adu vremuri de înviorare peste țara noastră. Ne-ai promis prin cuvântul profetului că vei aduce foame și sete, dar nu după pâine și apă, ci foame și sete după cuvântul tău și de, după neprihănire. Împlinește făgăduința aceea, Doamne. Purtăm povara lucrărilor din Biserica Emanuel. Adu-o înaintea Domnului și spune, Doamne. Binecuvintează Biserica aceasta cu har. Și ajută-ne să creștem în asemănarea ta. Pasionați pentru slava ta și mântuirea oamenilor.